Cât ar trebui să țină un implant? Poate să eșueze din prima, în momentul în care ne trezim la 4-6 luni și este o problemă cu el, sau poate să țină toată viața. Deci cam ăsta e range-ul, să zic așa, de viața unui implant dentar. Acele implanturi sunt foarte sensibile în primele 6 luni. Începi să capeți în tine o încredere de a mânca, de a mușca din toate și a nu respecta acea dietă moale recomandată, e un risc să nu se integreze unul din acele implanturi dentare. Dacă vorbim de termen lung, atunci greșeala este din partea medicului, aș spune. Dacă medicul nu frezează osul cum trebuie, adică nu face acea gaură în os cum ar trebui, o încinge osul, dacă inseră implantul dentar într-o presiune foarte mare, dacă nu evaluează gingia care acoperă implantul dentar înainte de a pune lucrarea protetică, lucrarea protetică dacă este făcută defectuos, toți acești factori pot determina o problemă pe termen lung cu acel implant dentar. Adică la 6 luni cu siguranță vor apărea niște semne și dacă medicul nu o să spună pacientului că este o problemă cu acel implant dentar și va încerca să acopere sub preș această problemă și pune și lucrarea, pacientul se poate trezi într-o perioadă de 1, 2, 3 ani cu aceste probleme. Dacă doriți să aflați care este soluția pentru problema dumneavoastră, cât și bugetul aferent, vă invit să vizitați site-ul nostru și, bineînțeles, vă aștept la o consultație pentru a stabili un plan de tratament.